Poate Hușanu, prima mea întâlnire cu dumneavoastră a avut loc în perioada în care erați președintele Uniunii. Am venit cu tata la o întâlnire cu păstorii din comunitatea baptistă Timișoara și îmi aduc și acum aminte pasiunea cu care vorbeați, dar mai ales dulcele grai bucovinean. Da. Aș vrea să începem discuția noastră pornind de la Bucovina, locul nașterii dumneavoastră, și să ne spuneți câteva lucruri despre locurile în care v-ați născut, familia din care proveniți și mai ales felul în care Dumnezeu a lucrat la mântuirea sufletului dumneavoastră. Am avut harul să mă nasc pe meleagurile graiului moldovenesc. Alta a fost Bucovina din punct de vedere teritorial istoric și alta a fost Moldova. În Moldova m-am născut, într-un sat, anonimie, băgătățea. Am avut harul să învăț într-o școală în care în prima bancă erau clasa întâi, a doua, nu eram separat. După terminarea școlii, m-am înscris la liceul la Iași, liceul comercial. Am terminat liceul comercial la Fălticeni, vorba lui Mihail Soloveanu, orașul în care nu s-a întâmplat nimic. Și nu s-a întâmplat pe timpul lui Soloveanu și pe parcursul deceniilor, sutelor de ani, nu s-a întâmplat și nu se întâmplă nimic. Am avut harul să cunosc cuvântul Dumnezeu într-o biserică din Bucovina, aproape Fălticeni, la 17 km, Bosanci, predicată de oameni simpli, modești, dar cu pasiune, cu inimă caldă, sfântă pentru Dumnezeu. Bosanci, comuna Bosanci, județul Suceava, fost județ Baia de altă dată, unde era și Fălticeniu, aparținea acest județ Baia. La botez m-a botezat pionerul lucrării bucovenene, Silvestru Ungureanu. Primise Silvestru Ungureanu cuvântul lui Dumnezeu în Detroit, în Statele Unite, a venit în România, s-a întors acasă și a predicat Evanghelia. El era pioner, era ordinat și lucra pe meleagurile Bucovinei și a Moldovei. Și în râul Suceava, în 15 august 1948, am fost botezat de către Ungureanu. Înainte chiar de a fi botezat, Dumnezeu m-a înzestrat cu dar nativ de a vorbi, a sluji. Mulțumesc Dumnezeu că la aproape 90 de ani, fără câteva luni, iată și acum vorbesc cursiv, fără bâlbâială, fără încurcare. M-a înzestrat Dumnezeu, însă mi-a dat puterea slujirii. Slujirea mi-o definesc, nu eu, ori produsul nativității, a moștenii, a talentului, nu-i numai faptul că, iată, în spatele meu stau volume și în capul meu sunt volume și în inima mea sunt volume, toate domenii, ci puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat har, putere să-L slujesc. Frățietatea din Bosanci a văzut că am darul acesta de a tălmăci scripturile, m-a trimis la seminar. Aveam diploma de bacaloriat la Fălticeni și eram obligat să plec în armată în 51, să fiu încorporat. Am făcut cerere la comisariat să fiu amânat. Nu mi s-a răspuns decât în preziua plecării cu valiza mână în care crut, a venit o comisie de la comisariat de comuniști și m-a întrebat: domnule Mătreșu Șanula, domnule, îți dăm aprobare să faci seminarul și îți dăm aprobare să faci și mai departe și altă facultate, poți, dar te rog să colaborăm împreună. Ce să colaborăm?
ne dai informații, cine, cum, la seminar. Domnule, nu-mi vând credința și nu-mi vând frații. A fost pentru mine un principiu, nu un slogan, nu o vorbă. În 51, când era în floare comunismul în România. Dom'le, dacă nu colaborez, pleci în armată. Am plecat în armată. Din armată a venit diferite modificări, diferite tracasări am avut în armată. Am avut diferite funcții din pricina că eram capabil. Vorbeam la școala, la școala regimentală a regimentului 022-27 Craiova. M-am dat afară ca profesor de școală regimentală și m-am trimis la grăjdar de zi, să trăiți grăjdar de zi, în pricina credinței. De acolo m-a chemat în fața diviziei, divizia, forul superior militar, unde toate unitățile dintr-un teritoriu oarecare, m-au amenințat că mă trimit la tribunalul militar pentru că fac politică religioasă în unitate. E adevărat că am strâns pe toți colegii mei care erau creștini. Cum îi depistam? N-aveam cum. La paie, când ne spălam, când ne barbeream, fluieram. Fluieram o cântare și auzeam pe altul: măi, ce ești pocăit? Da. Ce credință? Baptist. Ce credință? Pentecostal. Din întâlnirea de la divizie și amenințări, a venit un major în tabără, pentru că regimentul nostru, vara, ca în toate unității militare, a fost în tabără. Eram în tabără la Făcăi. A venit: domnule, te dăm afară, te trimitem la detașament de muncă, dacă nu. Și m-a trimis la detașament de muncă. Am avut din nou principiu: nu-mi vând frații, nu vând credința. M-au dat la detașament de muncă. Ce perioadă de timp ați stat? 1951 până în 1954 iarna. O iarnă grea de la detașamentul de muncă. Au spus cei din conducerea ministerului care era la detașamentul de muncă și detașamentul nostru, Valea Sadului, la Tălmaciu. Acolo era, se făcea o hidrocentrală și acolo m-a trimis. Dom'le, te lăsăm la vatră. M-a lăsat la vatră, am venit și m-am dus la fata cu care vorbeam ca militar să o cer în căsătorie. Fata respectivă a spus: nu vin în căsătorie cu un pastor. Nu-mi trebuie. Nu vin. Bine, Lenuța. Și atunci am plecat acasă în Fălticeni. La Fălticeni a fost repartizată o fată care a terminat liceul agricol de la Dumbrăveni, lângă Mediaș. Este Dumbrăveniu. Fata respectivă tocmai venise să vadă pe mama, pe sora. Mama mea, odată, am greșit, n-am spus, odată cu mama mea m-am botezat în cultul creștin baptist către Silvestru Ungureanu. Când am văzut pe fata respectivă, Duhul Domnului mi-a comunicat în inimă: asta va fi soția ta. M-am căsătorit în octombrie, 3 octombrie 1954, am plecat la seminar, am uitat să spun, în 54, când am fost la sala vatră, m-am prezentat la seminar, era director Socaciu. Frate Socaciu, mă primiți și pe mine, deși târziu, acum iarna, iată, era o iarnă grea în București. Da, te primim, vină la seminar. M-am dus la seminar, am terminat anul întâi, în anul 2, în 3 octombrie m-am căsătorit, am plecat la seminar, am făcut anul 2 și anul 3.
În anul 3, după ce l-am terminat, între timp am slujit în vacanțe pe meleaguri bucovenene, moldovene. Înainte de a ajunge la acest moment, aș vrea să ne oprim puțin la anii de seminar și să vorbim puțin despre unele personalități baptiste despre care noi știm doar din istorie. Înainte de a vorbi puțin despre profesorii de la seminar, aș vrea să-mi spuneți câteva lucruri despre fratele Silvestru Ungureanu. A fost păstor, pionier al credinței în zona Bucovina, din ceea ce am citit eu a fost și el amenințat, persecutat. Dacă ar fi să ne descrieți puțin viața acestui om, despre care noi știm din istorie, ce ne-ați putea spune în plus față de ceea ce știm noi? Era un om cu o vorbire blândă, cu o privire blândă, cu un zâmbet, cu o față roșcată, un om care cunoștea Sfintele Scripturi și iubea lucrarea lui Dumnezeu. Pe toate meleagurile Moldovii și a Bucovinei, el a alergat. Era și ajutat și neajutat din punct de vedere financiar. Nu era un om școlat, un teolog, nu. Era un autodidact, dar dăruit de Dumnezeu cu blândețe. Și oamenii primeau Evanghelia, nu se legau ca acum de că trebuie să ai doctorat sau așa, să trebuie să ai măcar seminar, măcar un master, nu. Ci primeau, și cum am primit eu cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta era Ungurean Silvestru. Dintre alți pionieri ai credinței baptiste din zona Bucovina, din zona Moldovei, vă mai aduceți aminte de vreunul? Da. Era unul Coman de la Câmpul Lung, era unul Zegrea de la Vicovu de Sus, era din croitorii care eu am primit cuvântul și erau din Bosanci. Aceștia erau oameni foarte, foarte simpli, foarte simpli. El era un lider. Un lider era fratele Ungureanu. Ungureanu. L-ați amintit pe fratele Ioan Socaciu, care a fost și președinte al Uniunii și director al seminarului, un om educat cu studii în Statele Unite. Dacă puteți să-mi descrieți puțin personalitatea dânsului și apoi chiar a altor profesori pe care i-ați avut. Da, Socaciu a fost un om foarte simplu, dar foarte educat. Dar foarte, foarte și de 100 de ori foarte doctrinar. Cu el nu te-ai jucat cu doctrina, nu. A fost director de seminar, profesor, preda Noul Testament, așa, preda teologia sistematică, teologia biblică, de fapt doctrinile de bază în sistematică de la Socaciu le-am primit. Un om iubit și un om stimat și un om cu poziție față de comuniști. O paranteză numai ca să vă fac să zâmbiți. L-au obligat comuniștii în diferite echipuri. Domnule, nu m-au obligat să iau păpucii și să spun că pot să-i înlocuiesc cu șapca din cap. Domnule, nu m-au obligat să mănânc un rahat. M-ați obligat să mănânc un rahat, dar nu m-a obligat să spun că o voșă bun. A fost foarte frumoasă replica asta. Din pricina aceasta a fost urmărit de organele securității, dat afară, înlocuit cu diferiți oameni. Făcând studii în Statele Unite și cunoscând și mulți dintre liderii baptiști din America, fratele Socaciu i-a invitat uneori pe liderii Convenției de Sud, pe liderii Alianței Mondiale Baptiste în România, ca să ne sprijinească în obținerea drepturilor noastre. Vă aduceți aminte de vreun lider important care a venit în România în vremea de atunci? Dr. Russell Rushbrook, care era în conducerea Alianței, un bărbat de o valoare enorm de mare. Și am avut onoarea că după ce am fost ales ca președinte, să mă duc să fiu invitat la congresul Asociații Baptiste
din Statele Unite. M-am dus cu dragul meu colaborator, Vasile Talpoș, unde a învățat și el la Louisville. Și mi-a spus, iată fotografia de doctor a lui Socaciu. Uite aici, pe perete. Și aici am învățat eu unde a învățat Ioan Socaciu. Ce alți profesori mai deosebiți ați avut în perioada? Un profesor deosebit, un om de mare valoare didactică. Când suna ora și terminam, regretam cu toți. A fost Alexa Popovici, un bun orator, o familie bună cu Dașa, cu ceilalți copii, dovadă că toți au fost încadrați în lucrul lui Dumnezeu, inclusiv după moarte, cât și în timpul vieții, Valentin Popovici. A fost un om care a fost iubit de toți seminariștii. Și acum, ca o paranteză, fiecare își socotea că-i prieten cu Alexa Popovici. Așa de scump era Alexa. A fost un om de mare valoare, apoi Dârlea, profesor Denis Francesc, un altul, Covaș Nicolae, și el a substituit puțin. Era foarte reprezentativ Covaș, foarte reprezentativ Jean Staneschi, a fost iar un om de mare valoare, era doctor, nu era doctor în teologie, cum Alex o luat-o. Nu mai vorbesc de Bunaciu, în anul 4 l-am avut, și pe Ioan Bunaciu, care era și directorul de seminarat. După terminarea seminarului ați venit la Cluj și timp de 10 de ani ați păstorit Biserica Baptistă numărul 1 din cartierul Mănăștiri. Desigur că e greu în câteva cuvinte să prezentați istoric tot ce s-a întâmplat în această perioadă, dar dacă ar fi să privim la perioada slujirii dumneavoastră la Biserica numărul 1 din cartierul Mănăștiori, care credeți că au fost greutățile și satisfacțiile perioadei acesteia de pastorat? Greutățile au fost următoare. Imediat, securitatea comunistă a pus ochii pe mine. M-a dat afară, mi-a luat recunoașterea. S-au făcut memorii, încercări, greutăți, mi s-a dat din nou. A doua oară mi s-a luat recunoașterea, am fost dat afară de comuniști. A treia oară, 6 ani de zile, a trebuit să fiu dat afară. Aveam 5 copii, n-aveau pâine, soția nu era în servici, mi-era greu. Dar mâna Domnului nu m-a lăsat să știu că rabd sau că n-am căldură sau că n-am una, n-am alta. Fost momente grele în cei 6 ani dați afară. În acest timp am intrat să slujesc în câmpul de muncă, cum era vorba de atunci, în câmpul muncii comuniste. Și-am bătut la ușă, și-am bătut la alta, toți mă respingeau că am fost pastor. În ce numă m-au primit o întreprindere, Irgu s-a numit, ca și gestionar la magazie. Și m-am dus, mi-a dat magazia în primire și am stat 6 ani. M-a trecut de la gestiune în penultimul an, m-a trecut la caserie, contabilitate de materiale a întreprinderii și apoi m-am transferat la electrica. Cu toate acestea am slujit. Și cum? Știi, dumneata, frate Tuțac, că la noi avem libertatea la ora biblică să vorbim cu toți. Era un frate citea textul și frate să ne interpretăm. Și eu interpretam textul biblic de jumătate de oră la ora biblică, în fața băncilor, nu la amvon, când aveam voie la amvon. În fața băncilor. Apoi, de boteze am ținut la 12 noaptea, la 1 noaptea, la 2. Nimeni în afară de cel ce se boteza
să nu fie martor decât numai Dumnezeu și cel ce se boteza și eu botezătorul în biserica Cluj numărul 1 Mănăstor. Și așa am botezat zeci de oameni. Am avut satisfacția, bucuria. Biserica n-a simțit 100% lipsa. A așteptat 6 ani de zile, memorii după memorii, delegații la departamentul cultelor cu distinsul avocat Bărbătei Paul, nimic nu mi-o da recunoașterea decât după 6 ani de zile. Am avut satisfacția că am putut să vorbesc la studenți. Toți studenții din țară care veneau la Cluj, așa veneau la mănăstiri. Eu din bancă stăteam între ei și vorbeam ca un prieten, nu ca un pastor. Ce? Eu eram dat afară, n-aveam drepturi. O perioadă lungă de timp ați slujit ca secretar al comunității și mai ales ca președinte de comunitate. Spuneți-mi, care erau greutățile acestei slujiri cultice în perioada regimului comunist și dacă în perioada aceea ați reușit să creați anumite evenimente, spun eu, de anvergură pentru baptiștii din Cluj și din România? În perioada când am reprimit din nou dreptul, frățietatea m-a știut că m-a înzestrat cel prea înalt cu daruri, i-am slujit cu drag și m-au ales secretară cum m-au ales președinte, nu mi-a dat recunoașterea și atunci măcar secretar. Și am slujit în postul ăsta, dar formal secretar. Eu conduceam prin Duhul, prin mila, prin descoperirea și binecuvântarea divină comunitatea de Cluj. Ce-am făcut în timpul acesta? Aveam ședință cu păstori. Și păstorului ceream să aducă prediscrise și ei să le împartă la ceilalți și ei, cei care dădeau predici, primeau de la celălalt. Și așa, aveam, când aveam literatură, nimic, o carte n-aveam măcar, una la mână. În a doilea rând, m-am opus reglementării, adică ce? Ca să avem serviciile religioase reglementate, de la 9 până la 2, atât n-aveam mai mult. Am inventat ce anume. Avem după masă sărbătoarea recoltei, o duminică. Avem în altă duminică sărbătoare de binecuvântare de copii. Avem nuntă, nunțele duminică după masă. Avem sărbătoarea secerișului, avem sărbătoarea iernii. Cine a venit în minte? Și comunicii se întrebau, stai măi, de ce? Dar nu stipulează la reglementare că serviciile ocazionale sunt libere. Astea servicii ocazionale. Deci mi-a mers mintea prin iluminarea Duhului Sfânt să rezistăm și în perioada de reglementare. Am avut perioadă de desfințare de biserici, numită perioada arondării. O bisericuță lângă Cluj, la 7 km, la 4, era obligată să vină la Cluj. Nu. Nu. Noi închidem, sigilăm. Și am mers, și am rupt sigilii, și am rupt aceste opreliști. Țin minte, ca un exemplu doar numai, sora mea a avut o fată care a plecat în Canada, cu nunie am ținut-o într-o sală sigilată și neoprită. M-am dus în mijlocul sălii și am spus, recunosc acest locaș că este a cultului creștin baptist, ca dovadă că eu țin aici serviciu divin și cununia nepoatei mele. Deci, curaj a trebuit, înfruntare, inventivitate. Nu-i permis un păstor să fie bătut în cap. Nu.
dacă este cineva inventiv, trebuie să fie un misionar, trebuie să fie un pastor și un dascăl trebuie să fie inventiv. În mod inevitabil, având rezultate bune la Cluj, fiind președinte de comunitate, fiind un predicator hăruit de Dumnezeu, frații din țară v-au ales în cele din urmă slujba de președinte a Uniunii. Da. Cum a fost acea perioadă? Care au fost bucuriile și mai ales dificultățile cu care v-ați confruntat? Frate Zuzac, cu mâini ridicate spre cer, mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei 4 ani de slujire. A fost culmea împlinirii mele pe plan pastoral și ca lider a unor. A fost culmea, a fost anii cei mai frumoși. Anii când m-am luptat cu fiarele din Efes și fiarele din Efes au căzut la picioarele Domnului, nu la picioarele mele. Și fiarele din Efes mai târziu au spus, trebuie să-l înlăturăm, că dacă îl mai ținem anul viitor, ne macină el, îl măcinăm noi. Am pierdut alegerile. A fost perioada cea mai frumoasă. În acea perioadă, România a fost vizitată de marele evanghelist Billy Graham. În anul 1985, el a venit în România. Știu că Uniunea Baptistă a făcut demersuri pentru aducerea lui și aș vrea să-mi povestiți puțin, să-mi spuneți, pentru că l-ați însoțit pe Billy Graham în turneul acela. Cum a fost percepută vizita lui? Care a fost impactul venirii lui în țară? Din punct de vedere comunist, a avut o tactică că l-a aprobat să vină, ca să poată arunca cu nisip în ochi la conceptul internațional că în România n-ar fi libertate. Iată, ați vrut să vină Billy Graham? A venit marele evanghelist. A fost un motiv. Din punct de vedere politic, din punct de vedere religios, a avut un mare impact. L-am însoțit în toate vizitele. N-am avut permisiunea Departamentului Cultelor să-l însoțesc la Mănăstirea Verona în Dulcea mea Bucovină. N-am avut bucuria asta, m-a oprit. L-au însoțit alții, fratele Talpoș, alții, dar eu n-am avut permisiunea nici la Cluj, nu mi s-a dat voie să fiu în fruntea delegației. Întotdeauna am lăsat să fiu. Impactul vizitei lui Billy Graham în țar la noi a fost uriaș. Există Dumnezeu și poporul român îndopat de doctrină darwinistă a lui Nietzsche, a lui Marx, a lui Engels, a lui Stalin, a lui Lenin. Nu-i satisfăcut cu asta. E satisfăcut cu predicile acestui om. Și îi sorbeau cuvintele. Se urcau în copaci, pe blocuri se urcau oamenii. Străzile erau tixite de mii de oameni. Doreau să asculte Evanghelia. Ce-a vrut să spun asta? Evanghelia o dorit-o oamenii, chiar pe timpul comunismului. Omul predica simplu, dar cu puterea lui Dumnezeu, Billy Graham. L-am iubit. Aveți vreo explicație pentru care nu vi s-a îngăduit să îl însoțiți în Bucovina și la Cluj? Da. S-au temut comuniștii că voi descoperi mizerile lor și prigoanele lor. S-au temut. Dar n-am tăcut. În toate delegațiile mele în străinătate internaționale, inclusiv cu venirea lui Billy Graham, îi pregăteam pe
a cei care mergeau la departament să ceară. Era un doctor Harassi, un consilier al lui Billy Graham renumit, doctor Harassi, și conducătorii de cult, cum a fost Gerhard Klass, secretar general al Alianții, cum a fost Doug McCall, președintele Alianții, pe toți îi pregăteam în secret eu cu fratele Talpoș. Iată, când vă duceți la departament să cereți mai mulți studenți, că nu ne lasă. Când vă duceți la departament să cereți să ne permită să clădim biserici. Nu, că nu vrem domuri uriașe. Să avem unde să strângem ca cloșca puii sub aripi. Când vă duceți la departament să cereți în idei voi să mergem în delegație de studii în Israel și așa mai departe. Să ne cereți drepturile plus deschiderea celor 300 de biserici. Și aici o paranteză. Ca președinte am ajuns în 1984 la Congresul Federației Baptiste Europene la Hamburg. Am ajuns la în Berlin, imediat în Berlin apusean, imediat așa cum acum am luat interviu, ziariști, domnule, ești președinte, da. Ce probleme aveți? Aveți biserici închise în România? Da, domnule, avem. Dar de aceea m-a ales pe mine Mihai Hușanu președinte, pentru că mă știu că omul libertății și mă voi bate cu ei și vă asigur că vom deschide biserici. Dacă ar fi să priviți retroactiv, să priviți în urmă, care credeți că au fost calitățile acestui om pe care Dumnezeu l-a folosit într-un mod special? Omul acesta a fost un om biblic. Omul acesta a predicat Biblia. Omul acesta a iubit din toată inima pe Dumnezeu. Omul acesta n-a vorbit numai așa care funcție de evanghelist, care renumie, nu. Care interese, nu. Care o asociație mondială cu sediul la Wheaton, unde am avut harul să mă duc să văd, nu. Omul acesta a iubit și a crezut ce a predicat. Simplu de tot, a fost un om evanghelic. A vorbit simplu, dar însoțit de puterea lui Dumnezeu. Și alți păstori spuneau, Dumnezeu nu a fost nemaipomenit Billy Graham în predica asta. La Cluj, la Oradea, la Timișoara. Nu a fost nemaipomenit să zici că o coborâ foc din cer. Nu. Dar oamenii se întorceau. Dar oamenii se întorceau. Era harul și puterea lui Dumnezeu la însoții pe acest om necompromis. Necompromis de femei, care sunt compromis mulți oameni. Era un bărbat frumos, un înalt, o ținută de artist. Era un om talentat și un om care avea resurse în asociația lui de mii și mii de dolari. În cruciadele pe care le făcea, erau mii de dolari. Dar un om necompromis. Și când ești necompromis, Duhul Sfânt te ajută, te însoțește, te binecuvântezi. A venit Revoluția și cu, odată cu venirea Revoluției, a venit și momentul pensionării dumneavoastră și o schimbare radicală produsă în viața societății românești. Cum priviți evoluția bisericilor baptiste de la Revoluție încoace? Ca om care ai, frățituța ta, răspunderea divină, nu numai răspunderea turmelor baptiste din România. Ai avut funcții și ai contacte, nu. Trist este că nu o văd în ascensiune. Trist este că o văd
în regres. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Nu mai sunt predicatorii cu același foc pe care l-a avut tata. Tuțac. La tata? Laurențiu. Nu. Nu mai au simplitate. Nu mai au focul să meargă prin zăpadă și să vadă lupii lângă el. Puteau să-l sfâșie și să-l mănânce, să mănânce între ei cu Laurențiu în gură. Nu mai sunt aceștia. Ne-a inundat învățătură străină, învățătura liberalistă și fiecare trăznit teologic cu grupușorul lui și l-a format în România. Până când am avut, aseară am auzit de cetatea sărbătorii, casa tâmplarului, casa nu știu cui, biserica liberalistă nu știu cui, carismatismul. Altdată am fost un cult unit. Acum, din cultul creștin baptist, au venit acești interesați, emisari ai interesului, a dolarului, fă-ți biserică în România. Și și-au făcut o grupare aici, o grupare dincolo. Și frângerea asta ne doare. Ne doare și iar ne doare. Frângerea. Și frângerea nu numai ca și grupare, ca unitate, ca popor. Frângere doctrinară cu învățături străine. Nu numai învățături de vorbire în limbi, de mii de ani, fel de fel de trăznăi, până când la brahamiști au venit, până când la, știu eu, aș putea să vorbesc ori întregi, dar mă opresc la asta. Majoritatea sau mulți dintre păstorii care se pensionează își petrec timpul fie ocupându-se de nepoți, fie scriindu-și memoriile. Dumneavoastră ați continuat să slujiți chiar după pensionare și ați fost unul dintre cei care ați avut un rol important până la urmă în plantarea unei biserici, tot aici în Cluj. Spuneți-mi, care este viziunea Bisericii Betel din care faceți parte și ce ar putea să învețe alte biserici baptiste din lucrarea pe care o fac cei de la Betel? Am devenit pastor. Și-a venit prin Duhul fratele pastor Marius. Și-a venit fratele pastor Adi Tămaș. E o discrepanță într-o generație ca a mea cu a lor. Ca vârstă, ca pregătire, ca tehnicitate, ca mod de lucru, ca organizare, ca comitet, etc., etc. Și atunci apar conflicte. Conflicte de pe tușă, conflicte. Eu nu mai sunt cu mingea în picior, sunt pe tușă. Și spun, asta a greșit, așa trebuia ca să placeze golul. Nu. E o unitate extraordinar de mare și ca dovada unității, predica de duminică, nu de acum 10 ani, a fratelui Marius a spus să ne rugăm pentru colegul meu și prietenul meu, Mihai Ușanu, care s-a pierdut, s-a plecat soția în ce. E mare lucru când un păstor în funcție și dotat și revnitor și capabil să spui despre bătrânul de aproape 90 de ani că-i prieten cu bătrân. Că-s prieten cu tuțac, eu nu înțeles. Că-s prieten cu un altul mai tânăr. Dar cu un boșorog care așteaptă moartea, e mare lucru. Apoi e o viziune misionară.
Biserica Betel are viziunea slujirii. Dacă ai spune într-un cuvânt, ce viziune are Biserica Betel? Slujirea. Slujirea. Și în mod deosebit să spun sloganul care parcă m-a obosit când l-aud. Faceți ucenici. Asta e sloganul bisericii și slogan sfânt. Pe parcursul vieții de slujire ați avut foarte multe momente frumoase, dar probabil și momente delicate. Aș vrea să vă întreb în mod special, cum ați abordat problema atunci când unele biserici din România au fost distruse sau când regimul comunist a încercat să limiteze obținerea autorizațiilor de funcționare? Când s-a dărâmat o biserică, după aceea sau înainte, m-am dus, am stăruit, am adus toate argumentele posibile în picioare. Spre exemplu, un argument. Domnilor, de vreți clauza? Mi-ați cerut ca dacă mă duc în reprezentare la Congresul Baptist în Statele Unite, voi fi întrebat la Washington, voi fi întrebat de oameni, de care e situația în România? Cum susții clauza? Tovarăși, cu ce argumente să susțin eu clauza când mi se pune în față dărâmăturile de la Blaj, dărâmăturile de la Țigănești, dărâmăturile de la Olănești, de la Onești, nu Olănești, că și așa, și altele. Bistrița, Bocșa. Domnilor, dați-ne, domnilor, libertate. Suntem o mie de oameni. Vă place că se adună pe dărâmături? Ei bine, vin străini în țară, vin turiști. Știți unde merg turiștii? Pac! Fotografiază și se duc în străinătate și arată material de publicitate. De ce să le dăm noi prilej? A fost la Bisa, la fel, dărâmată biserică. A fost la Dej, la fel. De ce? Dom'le, dați-ne, domnule, aprobare. Una mână. Doi. N-aveam voie să ne strângem un grup ușor de 30-40 de oameni, n-avem voie. Am făcut demersuri, am făcut tabel nominal, semnat de tot, de fiecare persoană, dar n-aveam autorizație. Știi, frate Tuțac, ce am făcut? Am scris următoarele, pe proprie răspundere. Având în vedere că, prin adresa cutare, am înaintat Departamentul Cultelor în data cutare hârtia, adresa, memoriu de a primi autorizație și n-am primit până acum, având în vedere că biserica locală din localitatea cutare se distramă și merge la mileniști, la martori, care sunt împotriva statului și împotriva doctrinii credinței creștine baptiste. Noi, conducerea cultului creștin baptist, prin președinte Mihai Hușanu și secretar general, de aceea am invitat pe acest om și liber și acum și plâng alături de moartea soției lui, în același timp, în aceeași primăvară, Lidia scumpă, soția lui, pentru că acest bărbat alături de mine a ținut jugul. Și făceam autorizații, autorizăm că din punct de vedere cultic, oamenii aceștia pot să adune. Corespund din punct de vedere doctrinar, statutar și corespund din punct de vedere social. Sunt oameni care
au făcut contracte cu statul, animale. Sunt oameni care muncesc în colectiv, sunt fruntași în instituțiile lor. Avem argumente care le puneam în scris. Au venit, parcă acum văd directorul Sorin. Domnul președinte, ține la mine Sorin și eu țineam la dânsul. Îl respectam, era evreu. Domnul Hușan, ai dat adeverință la biserica din Agriș. Domnule, ia domnule adeverința aia, că aia nu-i valabilă. Domnule director, rog luați-o noastră. Eu am dat-o, dar cum să o iau eu? Să mă contrazic? E bătaie de joc să fac jocul ăsta. Luați-o noastră. Un exemplu, al doilea, fost examenul de admitere. Au luat cu 10 băieți examen. Și aveam puțin. Și unul din băieți a spus, dar uite că am luat cel mai bine dintre tot. Cum de nu? S-a numit Borzași Ștefan. Borzași, ești gata să ții spatele lângă mine? Da, frate președinte, sunt gata. Să rămâi în seminar. Și dacă te întreabă cineva pe baza căruia ai rămas, să spui că președinții Uniunii au spus să rămâi. Și Borzași a rămas, și Borzași a făcut studii, până acolo încât a devenit și pastor, și conducător, și profesor Borzași Ștefan. A trebuit să ai curaj. A trebuit să ai curaj. Alt exemplu. Am plecat în excursie de studii în Israel. Escala pe care am avut-o a fost, El Al ne-a lăsat la Viena, și în Viena reprezentantul asociației ca de misionari din străinătate, și mai vă dau la fiecare câte o Biblie o duceți. Da, frate, uite aici valiza. Eu. Pune în valiză cât vrei. Eu le duc la graniță. Ne-au luat și-au spus, asta e carte, asta. Până și-o vedere creștină, ne-au luat-o la graniță. S-au văzut toate, da. Valiza unde erau Bibliile, ne-au desfăcut-o și am putut să aducem la Cluj. Ce? Să facem afaceri? Frate, îți dau Biblie nouă, nouță, frumoasă, mare, dar costă, frate, nu, pentru avoanele bisericilor. Apropo, pentru că ați vorbit de Biblie în perioada regimului comunist, știu că ați cerut și tipărire de Biblie și de cărți de cântări. Spuneți-mi puțin despre lucrul acesta, pentru că sunt foarte mulți care nu știu cât de dificil a fost să poți obține aprobare pentru tipărire de Biblii, de cărți de cântări, cât de greu a fost să introduci în România cărți de studiu în perioada regimului comunist. Avem cărți acolo, aia mă uitam, nu, astea celelalte, editate în perioada comunistă. Avem promisiune de către secretarul general a Federației Baptiștii Europene, că ne dă hârtie pentru tipărit. Dar trebuie să ai tipografie, trebuie să ai aprobare și 10 sute de aprobări. Și acum, o bubă canceroasă, Aurel Zapodeanu, șeful securității în probleme cultice, l-am vizitat personal. Domnul Zapodeanu, dați-mi, domnule, aprobarea să aduc pentru țara românească să tipărească Biblie de Amvon, că nu mai avem. Vreți să intre în mod clandestin? Nu vă convine de clandestinitatea de Biblie venite clandestin în România?
Sigur că nu. Le luați, le confiscați, le tocați, faceți ce faceți. Dați-ne, domnule, nouă libertatea. Și am cerut la Aurel Zăpodeanu. Asta a fost colaborarea lui Hușanu cu securitatea comunistă. Dăm! Dar la congres, când a fost ales președinte, am spus, o unghie nu vă dau. Și mulțumesc Dumnezeu că dacă ar trebui să mor rapid, cum a murit dulcea mea soție, la unul i-am dat medicament și la trei a murit, aș merge în fața celui prea înalt. Și nu mi-ar arăta, aici ai fost greșit, păcătos, ai lucrat cu comuniști. Și v-au dat până la urmă aprobare. Mi-au dat libertatea și am tipărit 500 de Biblii tip mare de amvon. Le-am împărțit pentru amvoanele bisericilor din România. Nu mai erau Biblii la amvoane. Cum intrau cărțile clandestine în România? Pentru că în perioada regimului comunist au intrat cărți ale fratelui Wolbrand sau altora. Mi-aduc aminte, bine, bine, într-o noapte la ora 3, bate cineva, locuiam încă în căsuța improvizată de la mănăstiri. De la mănăstiri, pe urmă, am coborât în Plopilor, în apartament, mi-am vândut casa din Plopilor și am cumpărat asta. Locuiam acolo, la 3-4 dimineața, când doarme și apa, o suna cineva. Mă duc să aprind lumina și mâna pe șalter n-aprinde. Era o delegație din Olanda. Delegație. Ești gata să primești Biblie? Da. Adelaide. Hai cu mine. Și am mers aproape jumătate de kilometru pe jos, în altă parte, undeva dosit. Am luat sacoșele de Biblie, le-am adus și zice, m-am dus la păstorul cu tare și a fost frică și a spus că nu primești. Le primești, frate Hușan? În puțină franceză, cât am știut, am vorbit cu ei și am primit. Și imediat, a doua zi, făceam să dispară ca prin minune orice urmă de Biblie. Nu mai era. A doua zi, în timpul nopții, și a doua zi, dispăream. Pentru că am vorbit de Biblie și pentru că pasiunea mea sunt Bibliile, aș vrea să vă mulțumesc pentru Bibliile pe care mi le-ați dăruit, pentru viitorul Muzeu al Bibliei din România. Spuneți-mi, ce reprezintă Biblia pentru dumneavoastră? Asta e prima întrebare. Și a doua întrebare, credeți că ar fi utilă dezvoltarea acestui proiect Muzeul Bibliei în România? Nu trebuie să stau să-mi aleg cuvintele. Cuvinte pline de farme îmi clocotesc în inimă și lauda mea este pentru împăratul, pentru jertfa lui de la cruce și pentru autorevelația lui. Și autorevelația suveranității, a legilor, a istoriei, a promisiunilor, este Biblia. Biblia, ca niciodată mă alină. Biblia, ca niciodată mă face să iubesc cerul. Biblia, în timpul nopții când ei se duc dorm într-o parte în alta. Cuvântul este dulce. Mângâierea pe care o dau Scripturile. Roman 15:4. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Înveți să muste
dea înțelepciune în neprihănire ca omul lui Dumnezeu să fie cu totul de săvârșit și capabil, demn de orice lucrare bună. Prin ce? Prin Biblie. Sunt conștient că Biblie care le ofer îți valori, mai ales cea veche, îți valori. Dar dacă nu ar împlini această sfântă descoperire Muzeul Bibliei, n-aș da-o, o hârtie n-am dat. O hârtie mi-ar pare rău să dau, dar sunt conștient că Muzeul Bibliei va progresa, va merge sub binecuvântarea autorului Bibliei, al lui Dumnezeu. Pentru că tot am vorbit de Biblie și pentru că sunteți un iubitor al Scripturii și ați propovăduit-o ani de zile, aș vrea să vă întreb ca păstor, care era procesul prin care vă pregăteați o predică pentru următorul serviciu de închinare? De ce țineați cont atunci când vă pregăteați predica? Cum vă călăuzea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în alegerea textului, în alegerea subiectului? Care era, să spun așa, procesul acesta de creare a mesajelor pe care le transmiteați cu atât de multă pasiune? E o întrebare grea? Nu ușoară, nu? Să alegi din grămada revelațiilor divine? Asta. Nu e ușoară întrebarea. Dar precizez asta cât și pentru păstori de azi. O predică, dacă nu-i trăită în tine și nu face parte din tine, ei, conferință, vorba lui Hrușciov, ei, conferință, adică e vorbire foarte bine prezentată, teologic, homiletic, oratoric, dar încă o dată spuneam de Billy Graham, putere. Simțeam că un text, când îl citeam, se ține de mine. Se ține de mine ca o petală de floare care ca ceva valoros se ține și face parte din viața mea. Și apoi mă pregăteam. Am gânduri. Dacă aș trăi acum încă tot atâția ani pe care nu le-ați predicat. Pe care nu le-am predicat și nu le-ai predicat. Dar aceste gânduri m-au format, m-au hrănit. Mâncarea nu e numai pentru azi. Nu mănânc pentru ca azi să trăiesc. Nu. Mănânc pentru ca să trăiesc. Am trăit și slăvesc pe Dumnezeu pentru modul de a mă hrăni din cuvânt. Mă uitam la o carte care este pusă aici lângă dumneavoastră, Secretul unui zâmbet, este o carte despre viața nepoatei dumneavoastră, Becky, și am descoperit că aveți ceva comun, și anume zâmbetul. Spuneți-mi ce a reprezentat Becky pentru dumneavoastră și pentru familie. Becky pentru mine a prezentat modelul răbdării. Opus caracterului meu, care deseori m-a aprins, sunt cu benzină făcut. M-a aprins. Becky a răbdat ani de zile. A reprezentat pentru mine, Becky, dorința de a mărturisi altora. Și fiica mea și genele meu a înțeles aceasta. Și a acceptat Becky să fie dusă pe toate meridianele lumii, până și în Australia.
și în America toată și în România, a acceptat să depună mărturie. Și chemarea noastră este să mărturisim. Vorba dulcelui meu păstor, Marius, să facem ucenici. Îmi place foarte mult sintagma aceasta, să facem ucenici, pentru că, din punctul meu de vedere, conceptul acesta a lipsit în bisericile, în multe biserici din România. Anul trecut am organizat o conferință pe tema aceasta, la care au fost peste 300 de participanți, tocmai în ideea de a învăța pe oameni să facă ucenici. Întrebarea mea este, dintre cei pe care i-ați avut în preajma dumneavoastră, puteți să ne dați câteva exemple de păstori, de ucenici, de lucrători, cărora le-ați transmis mai departe adevărurile pe care le știți? Puteți spune, am investit în câțiva oameni care acum duc mai departe lucrarea lui Dumnezeu? Însuși încrederea față de păstor actual, însuși chemarea Duhului lui Dumnezeu prin mine față de păstor actual, însuși propunerea lui frate Hușan să mai ordinăm și pe Adi Tămaș. Pentru ce, frate mare? Nu ești dumneata de sus? Nu. Să fie și el alături de mine și în agresiv. Când am fost la mănăstiri, am avut oameni simpli, simpli, care au devenit păstori. În jur de cel puțin 20 de oameni deveni păstori. Comuniștii nu ne lăsau să avem cadre. Normal, o instituție care nu are cadre, piere. O școală care nu are învățători, piere. O biserică care nu are păstori, se stânge. Așa suntem creați. Mulțumesc Dumnezeu că lângă mine s-au ridicat oameni, unul, altul. L-am sprijinit, aș putea să dau exemple, nu vreau să ocup timpul, dar cel puțin 20 de oameni au devenit păstori sinceri, buni, devotați în lucrare. Există un anumit scriitor care vă fascinează, care vă impresionează? Iar o întrebare grea. În inimă au cucerit mulți, mulți, foarte mulți. Există un scriitor. Înainte de a răspunde asta, vreau să spun că un bun teolog și scriitor cu putere, tocmai în momentele cruciale care l-a costat viața, a fost teologul de culoare care a fost împușcat. Cum s-a numit? Martin Luther King. Martin Luther King. Asta scrie o carte, Puterea de a iubi. Foarte frumoasă carte. Și o recomand cu multă căldură din partea unui martir al libertății. Din partea unui om care a trăit. Apoi mai este o carte extraordinar de frumoasă, extraordinar de frumoasă. Îmi place mult stilul lui Tozer. Îmi place mult John David Jeremiah. Îmi place mult cum scrie. Îmi place mult Max Lucado. Îmi place mult talentul lui literar. Mai târziu puțin l-am trecut puțin anonimat cu aceea că am văzut că parcă e scriitor de afaceri, Lucado. Da, gândire frumoasă, plăcută. Să trecem de la scriitori
și teologi la lideri politici. Dintre liderii politici români sau din străinătate, care este conducătorul politic care v-a impresionat într-un fel? O întrebare mai grea decât toate de până aici. Am sperat în Klaus Iohannis. Am sperat că el, luteran fiind, și dascăl fiind, și bun scriitor, că i-am citit cartea pas cu pas, o am în bibliotecă, că va aduce un nou suflu în România. Mi-a părut rău la faptul că a fost pusă problema la vot a familiei. Mi-a părut rău, el n-a avut poziția clară. Mi-a părut rău și îmi pare rău din punct de vedere al conceptului. Mai rău decât orice virus e homosexualitatea. Mai rău decât orice virus. Omoară specia umană. Ion și Mihai, Vasile și Grigore nu pot să continue. Creșteți și mulțiți-vă. Și mi-a părut rău că nu a avut, pentru că chiar dacă europenii, chiar dacă masoneria îi condiționează, așa, nu, trebuie să ai linie. Trebuie să spui ca socaciu, accept să mănânc rahatul, dar nu m-a obligat să spun că e bun. Nu m-a obligat. Poziția asta mi-a părut rău la el. Mi-a părut rău de un mare politician român, mare, și-a făcut greșeala că a intrat în politică, Ioan Alexandru. Mare om, mare poet, un poet al inimii, dulce, dulce, un om modest, un om care Lidia, împreună cu mine, nu știu, Mircea nu era. L-a văzut predicând 2 ore pe genunchi. 2 ore pe genunchi. I s-a adus apă, că nu mai putea acum. Tu stai pe genunchi 2 ore și să predi. Și Lidia, fiica, a spus, hai la noi, frate Ioane, și te culcă la Martinez, unde stăteau ei. S-a culcat, a mâncat. A doua zi se scoală dimineața și spune, frate Hușan, om ca dumneata îmi trebuie la PNS și de hai în Parlamentul României, frate Ioane. Și venirea dumneatale în Parlamentul României, nu știu dacă se va sfârși cu bine. Și am avut gură de profet, a murit în scaun cu rotine. Există, nu știu, Titus Corlațianu, nu știu, îi baptist, îi... E creștin după Evanghelia. Creștin după... Există ăsta, bărbatul ăsta frumos, creștin de la adventiști, conducătorul, Mihai Gâdea. Da. Așa, de el am auzit iară că ar fi creștin. Da. Dar nu e lider politic. Cum? Nu e lider politic. Donald Trump vă place? Da. Slăvesc pe Dumnezeu că poporul american a primit o revelație prin alegerea acestui om. Nu mi-a plăcut mutra lui. Nu mi-a plăcut părul lui. Nu mi-a plăcut felul cum vorbește el. Nu. Dar mi-a plăcut atitudinile lui împotriva unea, alte nenorociri și blesteme pentru Statele Unite. Și Statele Unite țină cont că e cetățeani americani vor ajunge sub pedeapsa lui Dumnezeu, în afară de pandemie, în afară, când accepți tu. Dar, frate Hușanu, studiind istoria,
istoria baptiștilor, am ajuns la concluzia că Biserica lui Hristos s-a dezvoltat foarte mult acolo unde au existat creștini care s-au implicat în politică. Și vă dau câteva exemple. Separarea bisericii de stat în Anglia în secolul al XVII-lea este, dacă vreți, un proiect generat de baptiști, ca Thomas Helvis și alții. Da, fondarea, abolirea sclaviei. Abolirea sclaviei. Sigur că da. În Jamaica. Jamaica a avut un rol foarte important în abolirea sclaviei în întreg imperiu, în întreg imperiu britanic. Wallace, sigur da, că da. Da. Celălalt mare conducător da. Al abolirii sclaviei. William Wilberforce a fost. Da, un Wilberforce. Da, da, da. După aceea... Sau însuși președintele care a fost împușcat, săracul. Da, da. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Sigur apoi... că da. Aici e marea răspundere a celor care intră, mare răspundere, mare frate, mai mare decât lupta cu comuniștii, da. Nu? Mare. De-aia vreau să vă întreb, e nevoie de creștini în politică? Pentru că dumneavoastră mi-ați dat de înțeles că Ioan Alexandru a eșuat, da. Sau credeți da. Că este nevoie de creștini în România, în viața politică? Da. Intră într-un ocean foarte cu vârticușuri politica. Dacă nu ești un erou, a știi să supraviețuiești în vârticuș, în ocean, te neacă. Să supraviețuiești, frate, să supraviețuiești și alții și alții. E un dar de la Dumnezeu. E un har special pentru voi, e mai greu decât orice greu posibil pentru cei care sunt creștini adevărați și intră în politică. Eu răspund cu un text biblic. A venit un politician la noi de la Partidul Național Liberal, la Betel. Frate, fă-mi, cum eu sunt împotriva acestuia, i-am dat textul biblic. Ilie, după ce a trecut prin pustiu și a vrut să moară, după ce a trecut în situația de a nu muri și de a spune Ilie, ieși afară din peșteră, Ilie a mers, zice Scriptura, pe drumul lui. Frate Tuțac, dacă simți că din partea Duhului Sfânt implicarea dumneitale în politică și acesta e segmentul de drum al lui Dumnezeu pentru fratele Tuțac, Ionel, frate, mergi pe drumul. Dacă simți că acesta e drumul, nu dacă simți că aș putea să ajut România, că aș putea să ajut familia, că aș putea să ajut biserica, că aș putea să am un renume, nu. Dacă simți că din partea lui Dumnezeu pașii pe care îi faci la parlament, la politică, la județ, mergi sub călăuzirea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Unul dintre marii lideri religioși și politici a fost William Tolbert. Da. William Tolbert da, a fost sigur. Președintele Alianței Mondiale Baptiste și dar, președintele Liberiei. Dar, este un dar. Dar a venit un negru în țară după asasinarea lui. I-am oferit să doarmă și n-aveam decât la mănăștur. Mai, spune-mi, cum vezi moartea lui Tolbert? Și ce mi-a spus el? A meritat-o.
Am căscat ochii. Dar de ce? Poporul a trăit în mizerie și el mânca cu linguri, cu tacâmuri de aur. Am răspuns. Frate Hușanu, o întrebare poate iar mai delicată. Cum obișnuiați după zile pline de activități să vă relaxați? Că omul trebuie să-și, chiar păstor fiind la un moment dat, trebuie să-și recapete energia de a putea sluji. Ați avut momente de relaxare în timpul slujirii și cum obișnuiați să faceți lucrul acesta? Mergeați la pescuit, urmăreați un film? Ce făceați? Nu, nu, frate. Am aici martor copii pe Mihai, pe Lidia, Mircea. De puține ori m-am relaxat. De puține ori mă relaxam la mare. Îmi plăcea marea. O bucumare. Nu eram produsul lui Hemingway. Așa, omul cu marea, îmi plăcea marea. Nu eram omul muntelui, nu. Îmi plăcea foarte mult marea. Mă relaxam, știi cum, frate? Schimbam natura muncii, dintr-o muncă în alta. De la biserică la comunitate. Exact. De la biserică la comunitate, la comunitate, la uniune. Iure. Și acum, o paranteză numai. Ca să spun cum era programul meu. Luni eram la comunitate, rezolvam problemele comunității. Primeam audiență, făceam 10 și sute de scrisori. De aceea făceam și scrisori pentru Tomești și mai departe. Bun, luni. Marți, la prima cursă, eram la București. Mă aștepta mașina și mergeam în audiență la departament, marți. Vineam, mâncam, mă odihneam puțin, mergeam la Uniune. Aveam audiență până noaptea târziu. Cel care a fost director și este la Arad, cu barbă, cum îi zice? Petrică Bozean. Bozeanu, știi. Îi prindea 3 noaptea, avea probleme. Marți, miercuri, la fel, joi, la ultima cursă, plecam la Cluj. Ajungeam acasă, vineam pe la comunitate, vedeam ce probleme sunt și mă așteptau delegații de frați cu probleme. Vineri, veneam la biserică, aveam servicii de vin, vineri, aveam probleme, aveam comitet, vineri, sâmbătă aveam tineret cu studenții, duminică dimineață predicam, duminică după masă predicam. Între biserici mergeam în altă biserică. Asta a fost programul meu. Și parcă mă odihneam cu alt fel de muncă, cu alt fel de predică. Antrenându-mă așa, așa se explică că acum am rezistat după ce s-a mutilat în inimă, după ce urlu de durere, după draga mea, atâta timp că am rezistat. Am rezistat când am vorbit și am prezentat cărțulii, Biblii. Am rezistat de atât la asta, așa se explică. M-am antrenat. Există vreun regret la aproape 90 de ani? Sunt multe. Printre care doar numai unul. Doar numai unul. La Congresul Cultului din 88, Gheorghiță Nicolae și Bătujoc Seminar. Și au spus că o școală de profesională și și atunci am tunat și am fulgerat firește împotriva lui. Eu regret că am luptat desă cu armele firii.
regret. Apoi aș regreta succesele pe care le-am avut, parcă am băut apa răcoritoare a succesului. Și poate n-am dat în totalitate slava și gloria aceluia care mi-a dat succes. Cuvinte înțelepte, deosebit de profunde. Mulțumesc mult pentru timpul acordat și nădăjduiesc tare mult că această discuție poate să fie o lecție de înțelepciune și de formare a multor, multor slujitori din țară. Să ajute Dumnezeu! Slava Domnului și ajutorul colegilor de amvon viitor! Apostolul Ioan, cel care a trăit cel mai mult dintre apostolii Domnului Iisus Hristos, în epistolele pe care le scrie, are câteva îndemnuri pentru copilașii săi în credință. Întrebarea mea este, care sunt sfaturile, îndemnurile dumneavoastră pentru păstorii mai tineri din țara noastră? Sfaturile pe care le dau să revină la Biblie, să cunoască Biblia, să fie plin de Evanghelie. Dacă îi tăia, la începa, să nu curgă sânge, ci să curgă Evanghelie. Asta e un sfat capital. Nu poți să ai putere, mărturie, succes în lucrare, dacă nu ești biblicist. Am avut harul să mă duc în Londra. Acolo l-am văzut pe mare prințul predicatorilor, Spurgeon, cu Biblia în mână. Asta, să ții păstorii Biblia în inimă, pe buze, în mână, asta e sfatul numărul 1. 2. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Păstorii suntem chemați în mod special să sfințim ca Domn pe Hristos Iisus. 3. Am avut niște discuții în familie, mi-a părut rău după asta și Domnul îmi dă un cuvânt, și anume, îndemnul lui Pavel este îndemnul pentru păstori. Căci noi nu dăm nimănui niciun prilej de poticnize pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. Asta am îndemn pentru păstori. Vreau să vă mulțumesc tare mult pentru timpul acesta petrecut. Desigur că sunt multe alte lucruri pe care le-am fi putut afla despre viața dumneavoastră, despre slujire. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea sănătate, să vă țină în continuare lucid cum sunteți acum și să ajute Domnul pe toți, să ne ajute Domnul pe toți păstorii din România să lucrăm cu aceeași pasiune pe ogorul Evangheliei, cum ați făcut dumneavoastră. Amin. Încheiem cu o scurtă închinare. Tată, va veni vremea când se vor citi numele și când se vor citi numele, se va da răsplata paharului de apă. Am fost bolnav, ați venit la mine, mi-am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Va veni vremea când fiecare va fi răsplătit după binele sau răul. Doamne, dă-ne harul ca faptele pe care le face Duhul Sfânt prin noi să rămână pentru ziua răsplătirii. Binecuvântează pe fratele tău, s-ar binecuvântează pe dragii mei din familie, harul Domnului Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cer și părtășia Duhului Sfânt
să fie și să rămâi cu noi. Acum, până la sfârșitul tuturor viacurilor și pentru eternitate. Amin. Amin.